Bună seara, bine v-am regăsit. Aș vrea să încep cu citând din cartea lui Stephen Hawking, A Brief History of Time. Sunt ultimele propoziții din cartea lui. Până acum, savanții, oameni de știință, s-au ocupat cu dezvoltarea unor teorii noi care descriu ce este Universul și nu s-au întrebat de ce. Pe de altă parte, cei care se întreabă de ce, filozofii, n-au fost în stare să țină pasul cu progresul teoriilor științifice. Hawking merge mai departe și spune, filozofii și-au redus perspectiva lor la ceea ce Wittgenstein, cel mai faimos filozof al secolului, a spus: singura sarcină care rămâne filozofiei este să analizeze limbajul. Și după aceea spune mai departe, Stephen Hawking, totuși, dacă noi descoperim o teorie completă, vom fi în stare să înțelegem principiile care stau la baza oricărui lucru și nu doar noi câțiva savanți. Atunci noi toți, filozofi, oameni de știință și chiar oameni de rând, vor fi capabili să ia parte într-o discuție cu privire la întrebarea de ce și noi și Universul existăm. Dacă găsim răspuns la această întrebare, va fi triumful final al rațiunii umane. Atunci vom fi în stare să descoperim, să înțelegem mintea lui Dumnezeu sau să descoperim mintea lui Dumnezeu. Ultima propoziție a provocat multe discuții, a făcut să curgă multă cerneală și să multă salată de cuvinte în lumea teologiei. Pentru că ideea a fost că, uite, și Hawking, cel mai mare savant din timpul nostru, a dovedit că există Dumnezeu. După aceea, Hawking a declarat că este ateu și a venit o altă furtună de nonsensuri, că, uite, că Hawking a căzut de la credință și a devenit ateu și așa mai departe. Ceea ce îmi place mie aici la Hawking este, pe lângă optimismul cu privire la știință, pentru că Hawking, atunci când spune că singura soluție a filozofiei este să analizeze limbajul, cu siguranță că se referă la filozofia anglosaxonă. El uită însă că filozofia mai are o sarcină în timpul nostru, aceea de a dovedi că știința nu e posibilă, că știința este un nonsens, că știința e mitologie. Mă refer la, mă rog, toată pletora de literați postmoderni, care au influențat foarte mult teologia, pe de altă parte. Când am vorbit despre Asimov, acum o săptămână, am ridicat problema aceasta. Însă, ceea ce face Hawking este că ignoră o mare parte din filozofia continentală, care continuă în tradiția lui Aristotel și al lui Kant, despre care spun la aici, dar nu despre asta vreau să spun. După aceea, Hawking, ideea este că știința a ajuns la punctul în care se poate întreba nu numai cum existăm, ci și de ce existăm. Cu alte cuvinte, folosind disjuncția pe care o face Martin Heidegger între sensul cuvântului ontic și cel ontologic. Onticul descrie cum există lucrurile, ontologicul se întreabă de ce există, teoria generală a existenței. Știința se apropie de ontologie. Ontologia devine știință din obiectul filozofiei. Ontologia este deja obiectul științei. Și optimismul lui Hawking constă în faptul că oamenii de știință vor putea cândva, mă rog, după estimarea lui cam în 300 de ani, să ne ofere o teorie generală a tuturor lucrurilor. Și că această teorie va oferi posibilitatea ca nu numai oamenii de știință, dar și filozofii și oamenii de rând, noi oamenii de rând, dar noi cei mai mulți suntem oameni de rând, să participăm la o conversație bine informată despre sensul existenței. Îmi place mai ales acest ultimă idee al Hawking. Hawking nu este un elitist. Ca orice geniu, ca orice om extrem de inteligent, nu este un elitist. Elitiștii sunt snobi. Hawking este de acord că omul de rând poate participa la o conversație despre sensul științei. Și în ce sens? Un om de rând, știu că mi se întâmplă uneori că o asistentă, sau, mă rog, o studentă la medicină sau un medic oarecare, un doctoraș oarecare, îmi reproșează ce trebuie să știu. Noi știm că evoluția nu e adevărată, fiindcă noi suntem în domeniu.
mă rog, ignorăm faptul că alții care sunt mai în domeniu decât ei spun că evoluția este un fapt. Cei de la care ei învață știința medicală spun că evoluția este un fapt. Dar aceasta la o parte. Noi, oamenii de rând, putem avea o conversație relevantă despre sensul existenței, despre răspunderea întrebării de ce există, plecând de la informațiile științei. Și în ultima instanță, omul de știință, asta este ceea ce a deranjat pe toți predicatorii și teologii cu nonsensurile lor, omul de știință, spune Hawking, poate să spună la întrebarea cu privire la mintea lui Dumnezeu, the mind of God. Da? Hawking nu ne dă aici o definiție a lui Dumnezeu, probabil că o folosește mai mult ca o metaforă, dar ideea care i-a făcut pe unii să râdă prin 90 și ceva, țin minte, a publicat și un articol odată despre găurile negre, în care puneam întrebarea în ce gaură neagră se ascunde Dumnezeu, pentru că în ultima instanță, ideea lui Hawking este când vom desluși misterul găurilor negre, vom ști ce se întâmplă într-o gaură neagră, misterul singularității. Avem și înțelegem și ce s-a întâmplat, de ce s-a născut Universul. În ultima instanță, îl înțelegem pe Dumnezeu, deci Dumnezeu locuiește într-o gaură neagră. Disney a făcut un film în 79 cu Maximilian Schell, bazat cumva pe ideea asta lui Hawking, în care un echipaj, o navă spațială, traversează o gaură neagră, deci trece de linia orizontului la o gară, de orizontul de evenimente, într-o gaură neagră, și fără să ajungă în centrul ei, și acolo vede pe Satana, vede iadul și așa mai departe. Este foarte interesant. Ultimul film care l-am văzut despre găuri negre și mi-a plăcut foarte mult, Știrea relativității, filmul Interstellar. Am aici cartea lui Kip Thorne, care e un prieten al lui Hawking și un fizician, unul dintre fizicienii care a studiat teoria relativității și găurile negre. În viața lui a făcut obiectul lor de studiu. Și care spune că atunci când Christopher Nolan l-a consultat cu privire la gaura neagră, Kip Thorne a fost coproducător, a publicat o carte, va publica și niște studii științifice pe baza cercetărilor care a făcut în ultimii 6 ani că a lucrat pentru acest film. Le-a spus lui Christopher Nolan, după ce treci de orizontul de evenimente, pe mine nu mai întrebi, acolo faci ce vrei. Însă un singur lucru te rog, nu-l băga pe Satana și iadul. Acolo nu l-a început să râde și a spus, fii sigur că nu vei face acest lucru. Aș vrea să vorbesc puțin seara aceasta despre, deci inspirat de Asimov săptămâna trecută și de Hawking săptămâna asta, aș vrea să vorbesc și despre Kip Thorne și despre filmul Interstellar. Și să, filmul Interstellar este o narațiune. O narațiune care, ca orice narațiune, permite o conversație a noastră, oamenii de rând, cu privire la tema la care se referă Hawking aici. Hawking ne invită să înțelegem teoria relativității, să înțelegem principiile determinării în fizica cuantică, să înțelegem fenomenul găurilor negre și să participăm la o conversație informată științific despre filozofie și teologie și de ce există Universul. Și îmi place foarte mult ideea aceasta. Știu că există foarte multă împotrivire împotriva acestei idei, atât de la liberali, postmoderni, cât și de la, mai ales de la conservatori religioși, dar ceea ce ne permite un film bun este o narațiune care ne permite această conversație într-un context în care conversația e accesibilă omului de rând, așa cum ne invită Hawking. Nu știu dacă ați văzut filmul Interstellar. Filmul merită să fie văzut, măcar pentru efectele vizuale. Deci, tot filmul e un pretext pentru a regiza o călătorie printr-o gaură de vierme și plonjarea într-o gaură neagră. Și efectele vizuale sunt fantastice, merită să fie văzute, dar și ideile pe care le explorează filmul. Așa că, înainte de a trece la film, hai să vorbim puțin despre teoria relativității. Vorbim ca oameni de râd de teoria relativității. Când spune de teoria relativității generale, de relativitatea generală, există o mistică a lui Einstein, ca și cum Einstein ar fi un fel de Moise, sau, mă rog, un fel de Ilie, un fel de Iisus, dacă vreți, da? Care a avut niște revelații speciale, e un om care a avut o intuiție care niciun om de rând nu poate avea.
această mistică a lui Einstein este greșită. Adevărul este că teoria relativității nu este descoperirea lui Einstein. Einstein este cel care a avut curaj să facă o sinteză cu privire la o serie de descoperiri naturale și să propună o nouă paradigmă. Țineți minte teza lui Thomas Kuhn, că știința se dezvoltă în salturi prin schimbarea de paradigme. Da, deci Einstein a propus o paradigmă radicală, o nouă paradigmă, așa cum Darwin a propus o nouă paradigmă în biologie, Einstein a propus una în fizică. Și, practic, primul pas în această nouă paradigmă nu l-a făcut Albert Einstein în niciun caz, ci l-a făcut sau a fost făcut de Faraday și Maxwell împreună, dar mai ales când Maxwell, pentru că Einstein a plecat de la studiul electromagnetismului, atunci când Maxwell a scris ecuațiile electromagnetismului, ne-a prezentat ecuația care arată că undele electromagnetice, viteza de pasare a oricărei unde electromagnetice, inclusiv lumina, care sunt electromagnetică, egală fiind cu frecvența înmulțit cu lungimea de undă, este totdeauna 300.000 în vid, de kilometri pe oră, pe secundă, mă scuzați, în vid, deci aproximativ 300 de kilometri pe secundă. Și aceasta ridică o întrebare, pentru că această ecuație a lui Maxwell dărâmă mecanica galileană și a lui Newton, mecanica clasică, în sensul că nu poate exista o viteză constantă în univers, deoarece orice viteză este relativă. Deci o viteză care este o viteză care are o valoare pentru un corp în mișcare are altă valoare pentru un corp în mișcare. Când mergi cu avionul, viteza stewardese care trece cu ceașca de cafea printre rânduri pentru tine este cea de, să zic, o jumătate metru pe secundă. Pe când dacă ar privi o cineva de pe sol, ar fi viteza avionului plus o jumătate metru pe secundă. Deci viteza diferă în funcție de observator, dar viteza luminii este aceeași, indiferent de unde observi raza de lumină. Și asta este un paradox și atunci prima explicație cu care s-a venit este iarăși o explicație pe care creaționiștii totdeauna o amintesc, ca să arată, uite, vezi că știința greșește. Și țin minte când a fost doctorul Emil Silvestru, acum 2 ani la Chicago, să ne explice că leul face parte dintr-un gen de erbivore. Printre altele, un alt exemplu, că uite, teoria eterului luminos arată că știința poate să greșească. Deci teoria eterului luminos a încercat să explice de ce viteza luminii este constantă. Și anume, ideea a fost că există un spațiu absolut despre care spune Newton, ideea n-a fost contestată până atunci, în care eterul este imobil. Deci eterul este într-un repaus absolut. Și lumina se propagă cu 300.000 de km pe secundă prin acest eter imobil și din cauza asta viteza este totdeauna constantă. Foarte bine. Dar, însă, totuși, atunci, mișcarea Pământului ar trebui, care se mișcă prin eterul imobil și prin spațiul absolut, noi avem mișcarea relativă a Pământului față de Soare, care este cam 30.000 de km pe secundă. Dar și Soare se mișcă prin galaxie și așa că întrebarea este care e mișcarea absolută a Pământului vis-a-vis de spațiul absolut și față de eterul nemișcat. Deci eterul ne dă ocazia să mișcăm, să măsurăm viteza absolută a Pământului. Mai mult decât atâta, atunci când Pământul trece prin eter, trebuie să perceapă vântul de eter și implicit trebuie să se vadă diferențe în viteza luminii, pentru că lumina se merge cu 300.000 de km pe secundă prin eter. Dar trebuie să există o diferență vis-a-vis de viteza Pământului și în 1887 este al doilea pas spre teoria relativității. Și ce interesant este că Einstein în cartea lui Relativity nu dă credit deloc acest experiment pe care și Hawking și Gamow și toți ceilalți îl amintesc. Anume, s-a făcut un experiment care folosește interferometru să se vadă care este viteza Pământului față de eter și implicit față de raza de lumină. Și interferometru poate să măsoară diferențe foarte fine în viteza luminii, pentru că împărțind o rază de lumină în două, în unghi drept, și trimis-o în două direcții.
apoi captând razele înapoi și unindu-le într-o singură rază, trebuie să apară în interferența celor două raze, trebuie să apară diferența de lungime de undă. Nu poți să măsori la viteza luminii exact diferența de viteză, dar poți să măsori diferența în lungimea de undă care apare din diferența de viteză. Și frecvența fiind destul de mică ca să fie sensibil la asemenea diferențe, și asta înseamnă schimbarea culorii. Acum, exemplul cel mai plastic, cel mai grafic, este acela când, dacă noți într-un râu, face aceeași distanță, să zic, face distanță împotriva curentului și provine apoi în sensul curentului, sau invers, mergi în sensul curentului, apoi vine apoi împotriva curentului. Desigur că câștigi spațiu și timp când mergi cu râul și pierzi când te întorci împotriva lui, dar cele două se anulează. Și viteza va fi ca și cum ai nota într-o apă stătătoare. Însă dacă în același timp traversezi râul și la duș, la întors, ai de parcurs o distanță care este egală cu distanța de la altul, plus viteza râului înmulțită cu timpul în care ai notat. Și asta se adaugă. Și ca atare, dacă faci lucrul acesta cu cele două raze care sunt despărțite de, în două, după aceea sunt reflectate de oglinzi și apoi se întorc înapoi, trebuie să vezi o diferență între ele. Rezultatul a fost paradoxal, aproape ca și cum Pământul ar fi nemișcat în spațiu. Pentru că nu există nicio diferență. Deci, chiar dacă Pământul merge prin spațiu, viteza luminii rămâne constantă vis-a-vis de mișcarea Pământului. Și asta este un paradox și chiar cred că a fost unii care au spus, vezi că Pământul e nemișcat, cum spune Biblia, în mijlocul Universului, Pământul nu se mișcă. Un alt pas următor în elaborarea relativității a fost așa se transformă Lorentz. Pentru că ceea ce a făcut Lorentz a fost a propus o ipoteză, anume că Pământul și orice obiect se contractă în direcția mișcării. Și această contracție nu poate fi sesizată, are valori foarte mici, dacă pe măsură ce viteza se apropie de viteza luminii, contracția devine tot mai puternică. Și Lorentz chiar a creat o ecuație cu un coeficient Lorentz, care arată care este coeficientul cu care se contractă. Și acest coeficient este radical din 1 minus viteza luminii la pătrat supra viteza luminii la pătrat. Așa cu cât viteza se apropie de viteza luminii, valoarea frecției crește și atunci se simte diferența. Henri Poincaré, matematicianul francez în 1903, a arătat însă că această ecuație ne arată că dacă Pământul atinge viteza luminii și nu se cunoștea nicio lege care să interzică ca Pământul să atingă viteza luminii, ar însemna că Pământul dispare pur și simplu din spațiu. Și dacă depășește viteza luminii, este și mai paradoxal, pentru că atunci avem un radical dintr-un număr negativ și asta însemnează spațiu imaginar, însemnează un număr imaginar, deci Pământul se mișcă într-un spațiu imaginar atunci. Este ceea ce însemnează că nu mai este real. Și Poincaré a făcut mai mult decât atât, a inversat ecuația și a arătat că timpul la viteza luminii, timpul practic se oprește. Și depășind viteza luminii, poți chiar să spui că merge înapoi timpul. Și toate astea au fost paradoxuri care au dus o criză fizică. Albert Einstein a avut curajul să spună, nu domnule, e simplu, timpul și spațiul sunt relative. Transformarea Lorentz nu se referă la faptul că Pământul se turtește, ci faptul că spațiul se contractă și timpul se dilată. Bun, întrebarea însă este mișcare relativă. Două obiecte se mișcă unul față de altul. Care se mișcă și care stă pe loc? La care se dilată timpul? La care se contractă spațiul? Pentru că nu știi care e mișcare, mișcare relativă. Și bineînțeles că cea care accelerează. Atunci aici trebuie cu o altă idee, anume că, de exemplu, dacă un obiect accelerează, concentrația luminii care întâmpină obiectul respectiv, devine tot mai, intensitatea devine tot mai mare. Deci energia luminii care lovește obiectul respectiv devine tot mai mare și, din potrivă, cea de care se depărtează este scade în intensitate. Și Einstein a creat acel faimos E egal MC pătrat, a arătat că, de fapt, masa crește cu accelerația și când atinge viteza luminii, atunci masa devine infinită și nu mai poate exista accelerația, e nevoie de tot mai multă forță ca să accelerezi. Deci ăla este obiectul pe care are loc dilatarea timpului. În sfârșit, profesorul Einstein Malinowski, o altă persoană care trebuie să se crediteze teoria relativității, a creat spațiul quatridimensional.
în care timpul este a patra dimensiune alături de celelalte trei dimensiuni în spațiu, în contextul teoriei relativității a lui Einstein. Manescu a murit curând după aceea, dar Einstein a folosit acest spațiu patridimensional în teoria relativității generale. Și cele spre teoria relativității generale pleacă iar de la o idee foarte simplă, o idee genială. Toți știm că atunci când o mașină ia curba, simțim ca și cum ar fi gravitație, simțim accelerarea ca și gravitație. De fapt, țin minte când eram mic și mergeam în acele lanțuri care se învârteau pe orizontal, aveam totdeauna impresia că Pământul devine vertical sau se înclină. Deci, percepeam gravitația diferită. Einstein, de fapt, susține că accelerația și gravitația sunt același lucru. Și de aici teoria relativității generale, în care care are ca obiect de studiu comportamentul unui corp care accelerează, care, în traiectorie curbă, cu alte cuvinte. Și ideea lui Einstein este că gravitația și mișcarea unui obiect în linie curbă este același lucru. Gravitația este o curbură a spațiului și de aici gravitația încetinește timpul și contractă spațiul și curbează spațiul. Teoria relativității a fost demonstrată. A fost prin observații în univers, nu-i numai matematică. Însă două idei pe care Einstein le-a dedus din teoria relativității generale este așa susul Einstein-Rosenberg Bridge, adică gaura de vierme, și gaura neagră. Și acum, referind la gaura neagră, acolo este ideea lui Hawking. Ce se întâmplă într-o gaură neagră? Da? Într-o gaură neagră, când intri, gravitația atât de mare încât volumul dispare. Deci materia dispare, iese din univers. Timpul se dilată, încetează să mai crească. Însă întrebarea este ce se întâmplă cu atomii care intră acolo, pentru că într-o gaură neagră nu există decât spațiul și timp înfășurat, în spirală, nu mai există nimica. Și energia găurii negre este energia spațiului timp, sau masa găurii negre, e același lucru, este masa spațiului timp, masa determinată de curbura spațiului timp. Nu mai există deloc materia acolo. Ce se întâmplă cu materia aceea? Bineînțeles că aceea este sarcina fizicii cuantice să ne răspundă. Și ideea este că atunci când vom înțelege ce se întâmplă într-o gaură neagră, înțelegem implicit ce s-a întâmplat la Big Bang. Și avem o teorie cuantică a gravitației care lipsește acum. Asta e în general problema pe care spune Stephen Hawking. Atunci când vom ajunge să unificăm fizica relativistă și fizica cuantică, vom avea o teorie a tuturor lucrurilor, vom ști de ce a apărut Universul, vom ști ce stă într-o gaură neagră. Acum, una dintre teoriile care este întreținută de cei mai mulți dintre savanții timpul nostru, inclusiv de autorul de Kip Thorne, care a fost consultat la Interstellar și autorul acestei cărți, este aceea a celei de-a cincea dimensiuni. În sensul că teoria relativității se aplică la un univers cu cinci dimensiuni, iar universul nostru are patru dimensiuni, una fiind timpul. Universul nostru este o membrană peste un univers în cinci dimensiuni. De exemplu, o gaură de fierme trece de la o porțiune din această membrană la altă porțiune prin acest univers pentadimensional. Și o gaură neagră, în ultimă instanță, singularitatea, este momentul în care membrana noastră atinge acest univers pentadimensional. Așa că ideea este că, pe la urmă, legile relativiste determină și fenomenele cuantice, în sensul că fenomenele cuantice sunt nedeterminate în universul nostru, patru-dimensional sau tridimensional, dacă luăm cele trei dimensiuni ale spațiului, dar patru-dimensional, quatru-dimensional, fiindcă și timpul este o dimensiune. Da? Dar ideea este că fizica cuantică e nedeterminată, pentru că e determinată din afara acestor patru dimensiuni, între a cincea dimensiune, tot în mod einsteinian. Deci Dumnezeu totuși nu joacă zaruri, da? Universul este determinat, dar noi nu avem acces la a cincea dimensiune în care acționează geometria și fizica einsteiniană la cinci dimensiuni. Singurul lucru care poate trece din universul pentadimensional în cel quatridimensional în care suntem noi este gravitația.
pentru ca să se explică relativist, este einsteiniană. Și ca atare, o idee întreținută de mulți fizicieni este că așa faimoasă materie întunecată și energie întunecată, de fapt, este, nu este altceva decât variație în gravitație provocată din a cincea dimensiune. Acum, mă întorc la Interstellar. Care este narațiunea la Interstellar? Este un film foarte bun și foarte interesant. L-am văzut alături de doi indieni care, cu acțiunilor indiani, tot timpul discutau fizică relativistă, fiindcă indienii se știe că sunt buni la matematică, tar la fizică, le place știința. Dar jumătate din film au discutat fizică relativistă cu accentul lor foarte dur, cealaltă jumătate au plâns. Pentru că filmul are foarte multă melodramă, parcă e făcut pentru indieni. Însă melodrama aceasta, Nolan a făcut filmul ca să atingă publicul larg și această melodramă, interesant că atinge niște probleme existențialiste pe care le-a pus melodramatic Nolan, așa cum a băgat niște subtexte politice și filozofice și existențialiste în film, care au fost și resurse de lacrimi. Cele politice au fost prea subtile ca să fie observate, Nolan vrea să fie apolitic, însă filmul este un pretext de a discuta implicațiile la string teorii, la căutarea unei teorii a tuturor lucrurilor, unificarea fizice cuantice cu cea relativistă, căutarea gravitației relativiste și gravitației cuantice. Și care este ideea filmului? Nu știu cât ați văzut filmul, însă vă povestesc filmul pe scurt cei care l-ați văzut. Ideea este că într-un viitor, în secolul 21, în care trăim moartea omenirii, există un plot în film care e ușor de digerat, dar este și un mesaj mai subtil în spatele acestui plot. Mă rog, conflictul ușor de digerat este acela că o anumită plagă distruge toate culturile de cereale din lume. Și ajunge la foamete și mai mult decât atâta, se pare că va duce și la dispariția oxigenului, această plagă. Omenirea este împuținată, se pare că nu mai există nici armată, nici poliție, nu mai apare nici biserică. Într-un anumit sens, omenirea este foarte fericită, se pare. Trăiește destul de liniștit. Dronuri indiene patrulează cerul Statelor Unite și nu se știe din ce motiv, dar se pare că nici India nu mai există, fiindcă Cooper, eroul filmului, reușește să captureze un dron și îi folosește computerul ca să-și teleghideze mașinile sau să folosească un GPS pentru mașinile lui agricole. Însă sunt câteva lucruri care ar trebui un sechel ca să le explice. Însă, ceea ce este interesant în film e faptul că ceea ce lipsește omenirea nu este problema care confruntă omenirea, nu e atât plaga și distrugerea culturilor și, în viitor, probabil, dispariția oxigenului și împuținarea populației. Se pare, mă rog, că America a încercat să rezolve problema foametei bombardând populațiile înfometate, dar NASA a refuzat să mai bombardeze din spațiu aceste populații. NASA a fost desființată și armata a fost desființată. Dar asta ține de un sechel al filmului, de un presechel al filmului care nu se discută. Ceea ce apare mai clar în film este, care mi se pare o idee filozofică foarte adâncă, că, de fapt, omenirea și-a pierdut acea calitate pe care Friedrich Nietzsche o numește voința de a trăi, voința de putere, mai precis. Acea voință de a cuceri, de a cunoaște, de a se expanda. De exemplu, un aspect care apare în film este că la școală se învață că fake moon landing, teoria conspirației conform căreia aselenizarea misiunilor Apollo a fost regizată în studio, n-a avut niciodată loc. Este o teorie destul de populară în Statele Unite și în toată lumea. Și mi-a zis că este absurdă această teorie. Dar teoria aceasta se învață cu manualul de școală. Și versiunea oficială este că explorarea spațiului a fost o risipă de fonduri care sunt necesare pentru rezolvarea foametei și că niciodată n-am fost pe lună, ci a fost regizată această asalinizare pentru a face ca Uniunea Sovietică să cheltuiască mai mulți bani în cursa spațială și apoi să se prăbușească, să implodeze economic. Eroul filmului, Cooper, de exemplu,
se plânge că dacă soția ar fi avut MRI, ar fi trăit încă. Deci, tehnologia, știința, sunt în regres pentru că nu există interes pentru tehnologie și știință. Nu se crede în știință, nu se crede în tehnologie, în lumea în care are loc Interstellar. Și cumva Nolan foarte clar surprinde o tendință care există din timpul nostru deja. În sensul că știința poate să facă rău, dar nu poate să rezolve nimic. De exemplu, acea plagă, acelea probleme care putea fi rezolvate de microbiologie sau genetică, dar nimeni nu încearcă. Se dă la culturi, se cultivă pământuri noi, se încearcă mijloace din acestea de fermier. Dar știința este absentă și tehnologia este absentă. Cooper, eroul filmului și copiii lui sunt entuziaști de tehnologie și el folosește computere ca să-și dirigeze mașinile agricole. Însă, este o lipsă de interes pentru tehnologie, pentru știință, o lipsă de interes de a cuceri spațiul, o lipsă de interes de a rezolva probleme științific, o lipsă de interes de a confrunta problemele cu metode noi. Și se pare că adevărata problemă a omenirii nu este acea plagă, ci este această lipsă de încredere în om, în știință, în tehnologie. Nu știu dacă religia este sau nu prezentă în film, că Nolan se ferește să lasă religia să apară, dar pot specula că religia a câștigat în Statele Unite și în toată lumea, din cauza să schimba mentalitatea sau, mai precis, o alianță între religie și filozofia postmodernă a câștigat în Statele Unite și în lume. Însă, în general, ideea este, apare aici, ideea necesară a ultimului om, a omului care nu mai are voința de putere. Și cumva aspect tabloul pașnic, aproape idilic, a unei vieți fără conflicte, ascunde în ea, de fapt, o lipsă a voinței de putere. De aici și poezia lui Thomas Dylan, pe care Michael Caine o repetă mereu. Don't go gently into that good night. Rage, rage against the dying of the light. Joana a postat o traducere pe Oxygen. Este motivul, anume nu accepta această stingere, această noapte bună, ci luptă-te împotriva stingerii luminii. Și aici apare NASA, care a rămas ca un cult secret, care încă crede. Directorul NASA, Brandt, profesorul Brandt, care caută o teorie, să unifice teoria relativității și teoria fizicii cuantice și care crede încă în explorarea spațiului și care recite mereu această poezie. Vrea ca omul să colonizeze spațiul. Și, mă rog, aici intriga filmului ne duce la o călătorie printr-o gaură de vierme la 10 milioane de ani lumină, unde o gaură neagră gigantică, cam egală cu cea care se află în centrul nebuloasei în Andromeda. O gaură neagră gigantică este gravitată de planete și sisteme solare și alte găuri negre mai mici și stele neutronice. Și toate acestea permit navigația folosind gravitația, așa cum Cassini a ajuns până la Saturn folosind de două ori gravitația lui Venus, odată a Pământului și odată a lui Jupiter. Și a mers din planetă în planetă, la fel se poate naviga în acest sistem interstelar care gravitează gaura neagră folosind tehnologia foarte apropiată de cea din timpul nostru, mă rog, 20.000 de kilometri pe secundă, probabil motoare de fuziune nucleară, dar nu o tehnologie de fizică extremă, să zic așa. Deci aici este toată ideea filmului, care e făcută magnific, dar ideea călătoriei prin gaura neagră și confruntarea cu zona gravitației găurii negre, călătoria prin gaură de vierme, mă scuzați, gravitația găurii de vierme provoacă, de fapt, dilatarea timpului și atunci apare o altă problemă, diferența în timp între cel care călătorește în galaxia îndepărtată și familia lui de aici, de acasă, și apare ideea că timpul în ultima instanță este esența vieții și ce este timpul, ce este viața, de aici partea lacrimogenă. Dar trecând de partea lacrimogenă sau intrăm mai adânc în partea lacrimogenă, întrebarea este ce este iubirea. O teză care apare și pe care o discută profesorul Mann, dr. Mann, este că iubirea este
o fază a evoluției care trebuie depășită, că noi trebuie să fim interesați de întreaga specie umană, nu doar de cei apropiați. E un fel de creștinism darwinist, să zic așa. Însă teza, o altă teză este că totuși iubirea este ceva mai adânc decât evoluția. Este, să zic, ceva ce ține de o anumită bază cuantică a chimicalului nostru din creier, care ne unește dincolo de spațiu și timp, chiar și dincolo de moarte. În sfârșit, ideea ființelor care locuiesc în a cincea dimensiune și care se pare că ne ajută. Cine sunt aceste ființe? Aceste ființe sunt Dumnezeu, sunt îngeri, sunt zei, sunt alte ființe care au evoluat într-un alt univers, în a cincea dimensiune, sau chiar suntem noi oamenii care ne întoarcem din viitor prin a cincea dimensiune ca să ne ajutăm pe noi înșine ca omenire, cum apare în film destul de clar. În sfârșit, ideea Tesaractei, în care cubul desfăcut în cinci dimensiuni, în care coboară eroul în gaura neagră și care ne amintește de acea pictură a lui Dali, în care sus este resimplă tesaractă și care a ajuns subiect de chici religios. Deci toate acestea, în ultima instanță, comunică două idei. Prima idee, cea poezie lui Thomas Dylan, nu accepta o noapte bună blând. Da? Trebuie ca omul să creadă în continuare în el însuși, în tehnologie, în știință, în puterea lui de a cuceri universul. Nu trebuie să adopte acea filozofie nihilistă, postmodernă, care pune sub semnul întrebării puterea științei și puterea rațiunii și a cunoașterii. Am ajuns la punctul acesta și acum să ne întoarcem înapoi. Friedrich Nietzsche spunea, vreți să fiți un val care a ajuns la țărm și acum să întoarce înapoi? Trebuie, vă recomand, supraomul. Și cam asta este ideea sugerată de film. Depășirea acestui nihilism implică supraomul. Da? În ultima instanță, Cooper, eroul filmului, plonjează în gaura neagră ca să afle misterul universului. Sinteza între fizica relativistă și cea cuantică, mă rog, gravitația cuantică, și are un fel de loc, o ședință, fel de ședință de spiritism, în care comunică exact ca surele Fox, în experiență și viziuni, cu fica lui, care se 10 ani de se întoarce înapoi în timp, mă rog, cu foarte multe aspecte lacrimogene și dramatice și așa mai departe, dar ideea este aventura ultima a omenirii, este plungerea într-o gaură neagră. Și în această gaură neagră, omul vede începutul universului, descoperă secretul universului. Interesant că expresia numește Lazarus, Lazar. Omul trebuie să moară și să învieze, cu alte cuvinte. Astronautul se aruncă în gaura neagră și iese din gaura neagră. Ceea ce înseamnă că înviază, practic a murit și a înviat. Și plătește acest preț ca să descopere taina universului, care permite omenirii să plece de pe Pământ și, în ultima instanță, probabil să exploreze a cincea dimensiune. Să intre într-a cincea dimensiune, asta însemnează să se poate mișca liber dincolo de spațiu și timpul nostru, să iasă din limitele universului în care trăim noi. Și filmul emană un extraordinar optimism în privința aceasta. Kip Thorne, care a scris această carte despre știința din Interstellar, și este o carte bună pentru că este o carte de popularizare a teoriei relativității și a promegărilor negre și așa mai departe, și explică efectele vizuale din film. Ca o paranteză, aș fi preferat să pun Luceafrul Eminescu mai degrabă decât Thomas Dylan ca poezie în film, fiindcă efectele vizuale amintesc foarte bine de zborul Luceafrului către Demiurg. Dar ceea ce emană din acest film este un optimism, o încredere în știință, în tehnologie, în faptul că omul în ultima instanță va putea să cucerească universul, va putea să călătorească interstelar, va intra în gaură neagră, va crea găuri de vierme, se va întoarce înapoi în timp. Gravitația este o teză a filmului, călătorește înapoi în timp, ceea ce este o speculație, bineînțeles, nu are o bază științifică solidă, dar ceea ce caracterizează un SF bun este că speculațiile nu contrazic direct ceea ce știm despre știință, ci sunt posibilități care sunt puțin probabile, dar încă posibile. Așa că mă întorc
la Hawking, care i-a să dă un tribut și lui în cartea aceasta și în film. Noi putem participa la o conversație informată științific, altfel decât până acum. Deci, practic, nu avem nevoie de teologie sau de filozofie ca să definim natura și scopul existenței, ci mai degrabă știința ne poate oferi material filozofic și teologic acum, pe baza căruia să discutăm, pe baza căruia eventual să facem un film sau pe baza căruia să discutăm o carte sau o teorie științifică care să devină accesibile pentru toată lumea, în sensul că omul de rând poate să înțeleagă noțiunile fundamentale despre univers. Citam ieri eseul, săptămâna trecută eseul lui Asimov. Ce spunea Asimov? Am ajuns să înțelegem cum funcționează universul. E mare, da? Știm cum funcționează particulele, fizica cuantică. Știm cum funcționează universul în ansamblu, teoria relativității. Știm istoria universului, de la Big Bang până acum. Știm care este natura vieții. Am decodat ADN-ul. Știm care este istoria vieții. Și în care legea fundamentală a vieții, evoluția. Avem noțiuni care ne permit să ne lansăm într-o nouă conversație despre sensul și motivele existenței. Și dacă vreți, de teologie. Pentru că, în ultima instanță, chiar și întrebările teologice sunt legitime. Există sau nu există Dumnezeu? În filmul Interstellar sunt niște ființe, se pare, dincolo, în universul pentadimensional, pe care nu le putem percepe. Noi le simțim doar prin gravitație, prin fluctuație de gravitație. Cine sunt aceste ființe? Suntem noi, care am ajuns în viitor, am evoluat să trăim într-un univers pentadimensional și acum ne întoarcem în timp, să transmitem mesaje nouă înșine? E o supercivilizație? E ceva supranatural de Dumnezeu? Nu știm. Dar ideea este că orice conversație cu privire la natura și scopul existenței este informată acum de știință. Și sunt de acord cu Hawking că marea, ceea ce caracterizează pe filozof, pe teolog, aș adăuga eu, pe literat, este faptul că nu a fost capabil să țină pasul cu dezvoltarea științei. Ideea nu este că filozofia nu ar mai fi legitimă în timpul nostru, ci mai degrabă filozofia n-a ținut pasul cu știința. Și asta e cu atât mai adevărat cu privire la teologie. Și că acest eșec al filozofiei și al teologiei implicit îl încurajează pe omul de știință să meargă înainte și să caute răspunsurile. Însă, mai important mi se pare faptul că în timpul nostru tip cu, mă rog, pregătire filozofică sau teologică, critică știința, pentru că pe principiul vulpei care zice că strugurile sunt acri când ajunge la ei și au scepticismul acesta filozofic care are o notă iluminată. Uite că nu se poate cunoaște nimica. Și uite că până la urmă vine biblicistul, spune, păi te întorci la Biblie, ce spune Geneza, aia rămâne, că vezi că știința se schimbă, dar Biblia rămâne. Sau vine literatul de campus universitar liberal care spune, păi totul este mit, totul este literatură și discutăm despre totul ca despre literatură. Nu mai credem într-un adevăr obiectiv. Adevărul este că știința în timpul nostru a ajuns la un punct în care știm cum funcționează universul, cum funcționează viața, știm foarte multe despre natura lucrurilor, înaintând spre ultima întrebare și ultimul răspuns, care ne va permite o nouă conversație despre toate temele tradiționale de care omenirea s-a ocupat, întrebări pe care și le-a pus și le-a căutat de când există omul ca om. Vă mulțumesc, ne revedem săptămâna viitoare, la revedere!